Cătălin Stancu, sunt senior consultant la firma Horvat. De ceva vreme facem proiecte prin energie. Am și lucrat o perioadă prin energie, pun tot felul de poziții. De azi e cumva în completare a ce s-a discutat și anume de ce suntem unde suntem cu piața de energie și explicație simplă a poziția asta cumva generalizate că liberalizarea este de vină. Evident că nu liberalizarea este de vină, e un motiv foarte simplu și anume lipsa de capacitate de producție. O să vă arăt niște cifre, că e, cred, mai concludent să vorbim cu cifre când, mă rog, facem afirmația așa mai apăsată. Și foarte pe scurt, tema discuției, și sunt doar câteva slide-uri, se referă la un moment care se întâmplă chiar zilele astea, literalmente, și anume prima etapă din ceea ce se cheamă schemă de certificat de contracte pentru diferență. E o schemă care se aplică de ceva vreme prin Europa, inventată, dacă mi-e permis, în Anglia, preluată și de noi. Cred că a durat mai mult de 3 ani de zile de când tot încercăm să o aprobăm. S-a reușit prin luna martie, ca în sfârșit Comisia să-și dea o aprobare. Aș zice că nu din vina Comisia în stat atâta, pentru că sunt niște reguli în ce înseamnă schemele astea de ajutor de stat, că fundamentală schema de ajutor de stat, și anume cea mai importantă regulă, că trebuie să respecte principiul concurenței. Avem acum o hotărâre de guvern care lămurește în mare lucrurile. Ar trebui ca schema asta să fie un moment așa zero de reluare a ce se cheamă producție, în special, cel puțin pentru prima licitație, schema e mai generoasă, dar în prima licitație avem 500 de megawați până la urmă, inițial era 1000 de fotovoltaic și 1000 de megawați în vânt, urmând ca anul viitor să mai avem încă 1500, în total ar trebui să avem 3000 de megawați. Valoarea estimată a schemei e absolut generoasă, sursa sunt vestitele fonduri provenite din emisiile de carbon, și anume ce are România la dispoziție după prețurile actuale undeva peste 10 miliarde. Aparent ar trebui să funcționeze totul ușor, pentru că avem mult interes în piață, noi lucrăm cu companii care serios la schema asta, avem și partea de finanțare. Pare că mai avem niște mici lucruri de reparat. Poate nu e prima oară când spun asta, poate reușim să convingem că este esențial ca schema asta să fie un succes. O să vedem și ce credem noi că înseamnă succes la schema asta. Dacă vreți să dăm pe primul slide. Ok, da, nu apăsam eu pe ce trebuie, pare că în continuare nu fac. Ok. Foarte pe scurt, așa arată istoria recentă a producției de energie din România. Și e bine să ne uităm la cifrele astea, pentru că începem să vorbim aplicat pe ce înseamnă dezvoltarea de capacități de producție. Foarte pe scurt, am avut în 2009 o schemă durată la vremea aia, foarte generoasă. Nu vreau să intru în dezbaterea asta. Cert este că pe acea schemă am fost capabili să facem practic ce avem acum, cu o mică diferență, ce înseamnă prozumatorii, adică vreo 4300 de megawați în regenerabile, 3000 de megawați în vânt. La vremea aia fotovoltaicul era încă cumva considerat aventuros. În 2013, pe o decizie, la fel, foarte mult discutată la vremea aia, oarecum se repete istoria, îngrijorați fiind de prețul la consumatorul final, am hotărât că nu mai e bună deloc, practic, s-au făcut niște modificări radicale în schemele de ajutor pe regenerabile,
Și asta este evident pentru că efectiv s-a stopat orice fel de investiție. În 2013, practic în anul 2022, nu s-a mai întâmplat nimic. N-am mai avut nicio capacitate pusă în funcțiune. În paranteză fie spus, cu excepția centralei de la Petrom, 160 de megawați, nimic altceva nu s-a întâmplat în niciun fel de tehnologie din România. În 2022 suntem în situația avem un minim pus în funcțiune, aproximativ 1400 de megawați în proiecte mari și spectaculos, practic aproape aceeași capacitate în, mă rog, n-am să traduc, că e deja împământenit, roof PV. Care pare că e și asta o mare problemă pentru rețelele noastre de distribuție. Știți discuția despre introducerea obligatorie a stocării. Nu comentez pe tema asta. Spun doar că singurul lucru care s-a întâmplat în ultimii 2013-2024, 10 ani, avem cu greu 1600 de megawați în PV industrial, 75 de megawați cred că au fost în vânt la sfârșitul 2022, un singur proiect, undeva în Moldova. Și ar trebui să avem, conform ultimei variante, încă neaprobată de Comisia Europeană, în paranteză fie spus, pentru că neoficial se pare că se consideră că nu e destul de ambițios, PNIS-ul, vestitul plan pentru intervenție în domeniul climatic, care ar trebui să ne ducă de unde suntem astăzi și aveți cifrele în stânga, în 2034, la cifrele din dreapta. Adică doar pe regenerabile, pentru că doar despre aia e vorba în PNISC, la aproximativ 25.000 de megawați noi, în plus față de ce vedeți în partea stângă. Și întrebarea e cum... Am văzut în vedere istoricul ăsta, mă rog, nu foarte încurajator, cum o să ajungem noi să realizăm cifrele alea. Și asta este și explicația parțială a faptului că schema de CFD, alături de nu foarte multe fonduri din PNRR alocate pe proiecte mari, o să rezolve cumva parte din problema aia. Probabil că dacă toate ar fi alocate, adică toate fondurile ar fi atrase, probabil că am fi undeva la o treime din valorile pe care le vezi în treabă, adică mai rămâne mult de muncă, chiar dacă tot ce ține de fondurile din PNRR și schema de CFD va funcționa. Având în vedere mărimea schemei de CFD, repet, ambiția e de 3.000 de megawați, ăsta e și motivul pentru care apare să fie, ar trebui să fie, subiectul central pentru următorii ani. Pentru că dacă există un risc semnificativ ca schema să nu funcționeze, și o să vedem ce înseamnă funcționare sau nu, este la fel de evident că țintele alea devin teorie. Strategia în proces de aprobare. Strategia efectivă a durat, vorbesc de strategia de hidrogen, da? A durat mai mult sau mai puțin 3 luni de zile până la sfârșitul anului 2022. Probabil că o să intrăm în 2025, sper să fie anul aprobării. Aproximativ un an de zile au fost consultări extrem de, cum să spun, aplicate. Și de aproape un an de zile de la început. De fapt, din noiembrie 2023 este în proces de aprobare la Ministerul Mediului. Din păcate, după părerea mea, o strategie care ține fundamental de verde a intrat în procedură extinsă de evaluare, deci ca orice mare poluator. N-am reușit să înțeleg cum s-a ajuns la decizia asta, dar asta e, probabil că se consideră că o evaluare extinsă e mult mai potrivită pentru o decizie atât de importantă. Au fost discuții despre utilizarea hidrogenului în noile CCGT-uri. Vom avea o problemă serioasă în 2035 de respectarea taxonomiei, când practic gazul natural nu mai e permis în mari instalații de ardere. Nu e vorba de ce credem noi, e vorba de ce trebuie să respectăm în Europa, inclusiv ca să primim astea 12 miliarde pe fondul de modernizare. Nimic pe lumea asta nu e gratis.
Nu s-a pus problema decât foarte la început, ce a fost repede eliminată de utilizare în încălzirea rezidențială. E departe de a fi o soluție la momentul ăsta din multe motive, dar în special din cauza faptului că infrastructura nu e pregătită. Nu pentru că hidrogenul, așa cum tot aud, ar fi necompetitiv ca preț, hidrogenul, pe niște calcule foarte riguros făcute și care au fost super verificate de toată industria, ar trebui să iasă undeva la 3,3-3,7 maxim, dacă nu uit cifrele, în orice caz în limita al 3,5 de euro pe kilogram. Adică echivalent 110-120 de euro pe megawattoră, hidrogen. Nu competitivitatea e problema, foarte probabil că cea mai mare provocare o să țină de dezvoltarea infrastructurii. Acolo unde aplicațiile țin de dezvoltarea infrastructurii, altfel, în logică de Hydrogen Valleys, suntem probabil una dintre țările relativ competitive în Europa pentru un motiv simplu, că suntem a șasea țară ca potențial în ce înseamnă regenerabile. Astea sunt date publice. Și dacă dăm la o parte Spania, care cumva este un caz absolut special, și Portugalia, cred că suntem la nivelul, practic rămâne să ne batem, să concurăm cu Italia, Grecia și Bulgaria. Am avea loc, după părerea mea. E la fel de clar că răspunsul a ce ține de, și asta o să fie o fază ulterioară în strategie odată ce s-au aprobat principiile, și anume use case-urile, cum le spun la comisie, adică domeniile de utilizare. Se vor face pe bază de calcule și de cost de înlocuire, de total cost of ownership, etc. Deci pe criterii foarte clare și obiective. Dar motivele pentru care strategia prevede în special transportul ca fiind vedeta utilizării hidrogenului e simplu. Și anumita teoria sectoarelor hard to abate, nu traduc, că nu știu cum se traduc hard to abate, practic sunt sectoarele în care la ora asta niciun tehnolog nu vede altă soluție. Deci nu e în categoria ne place, nu ne place. Nu există altă soluție, în special pe transporturile grele și medii și lungi. Adică camioane, avioane, maritim. Mă întorc la prezentarea asta pentru că e legătură directă și legătura directă vine din faptul că până una la alta în Europa și nici în strategia noastră nu e altfel la României, vorbim doar de hidrogen verde. Nu, e o dezbatere complicată, de ce numai hidrogen verde? Acum sunt discuții că așa numitul hidrogen roz, care ține de producția nucleară, ar putea fi o soluție, dar revenind la documente, vorbim de hidrogen verde. Și hidrogen verde înseamnă peste tot ce vedeți acolo în dreapta, 25.000 de megawatts noi, tot hidrogenul se adaugă, e suplimentar. Astea sunt capacități care ar trebui să rezolve problema emisiilor românești la nivelul anului 2035. 25.000 de megawatts în rețeaua transelectrică a noi, peak load. Chiar dacă tu ai PV-ul de oriunde, de la Craiova, de foarte mult soare, tu folosești din peak load-ul ăla pe care îl ții blocat în rețea 365 de zile, 15%, probabil că nici atât, asta e marea provocare. Cum să integrezi sursele astea? Pentru că alternativa, după părerea mea, alternativa e, hai domne, că le scriem și nu le facem, asta nu există. Asta nu există pentru că, uitați-vă la industria auto, câtă disperare este legată de țintele de emisii la producători și cum CEO de mari producători acum vin și spun după mulți ani de discuții că nu e rezonabil să ne așteptăm să eliminăm motoarele cu ardere internă până în 2035, deși lucrurile astea au fost mult negociate și aprobate deja. Ce spun este că e cumva central discuției de tranziție verde, evident, producția de energie verde. Iar diferența între ce avem și ce ar trebui să facem fără hidrogen, hidrogenul ar mai adăuga încă vreo 4500 de megawați. Vorbim de 25.000 de megawați în 10 ani. Despre asta e vorba. Ok, deci tema era cum să facem asta posibil. Clar că schema de CFD mi se pare absolut necesară. Mai e o latură a discuției care ține, ok, avem tot felul de proiecte în energie și dacă stăm și ne uităm un pic pe strategia energetică draft, la care, mă rog, am participat și acolo,
avem practic toate tehnologiile. Deci noi ne-am propus să facem în fiecare tehnologie pași absolut semnificativi. Și doar ca să intrăm în discuția asta, vă dau niște cifre aproximative, pentru că depinde de documentul pe care îl citești. Deci ar fi ăștia 25.000 de megawați, la care s-ar adăuga minim 4.000 de megawați CCGT, asta dacă nu ne gândim cumva că mintea se va face cu toate grupurile, mi-e greu să cred, dar probabil că două grupuri de 860 vor fi acolo. Deci dacă adun toate CCGT-urile, inclusiv Turceni, Rovinarii și Elnița, ajungi pe la 4.000, avem nuclear încă 1.400 plus 400 SMR-uri, deci aproape 2.000. Dacă adun toate noile capacități, ajungi probabil undeva la 34.000 de megawați noi în rețea în 10 ani. Asta va fi problema centrală. Probabil că partea de producție, până la punctul la care cererea o justifică, și ăsta e un mare subiect, deși strategia asta energetică umple un mare gol la momentul ăsta, România nu mai avea un document programatic de nici nu mai știm când. Au tot fost niște drafturi, s-au retras, nimic aprobat. Deci un mare merit că avem un document, totuși mai sunt lucruri de clarificat. Importante, la ce cerere răspundem? Care e demandul? Pentru că nu poți să te gândești la combinația asta de surse de producere dacă nu e cererea pentru ele, într-un motiv foarte simplu, că un investitor normal se uită la asta și nu o să facă investiția. Al doilea subiect complicat și legat de dezvoltarea mixului de producție este ok. Care sunt criteriile de alegere? De ce alegem un mix și nu altul? Criteriul trebuie să fie simplu. Cel mai bun respectă două reguli. Cea mai ieftină energie și să fie în mod rezonabil sustenabilă, după definiție. Adică net zero în 2050. Alea traduse le aveți acolo pe slide. E clar că e opinie personală. Noi credem că măcar astea 5 criterii ar trebui să fie valabile și pentru strategia energetică și pentru deciziile legate de cât de mult ajutor alocăm cărei tehnologii, care e esențial pentru că banii sunt numărați. Și noi credem că acestea sunt cele 5 criterii, dar altfel, bună parte din ele, presupun că ați avut ocazia să vă uitați pe raportul care a provocat multe emoții, acum descoperind tot felul de adevăruri al domnului Draghi. Povestea cu ordinea de merit, care era evidentă, povestea cu LCOI-ul, care e primul criteriu, și anume că atunci când planifici pe termen lung industria, trebuie să te gândești la costurile de producție. Nu poți să alegi tehnologii doar pentru că una este, scuzați-mi expresia, fancy. A apărut, e nouă și vrem și noi. Întrebarea e ok, cât ne costă? Și probabil că cel mai important criteriu este LCOI-ul. Ce aveți în dreapta e o analiză proprie a Horvat pe multe date care există la ora asta și fără a spune că e corectă, pentru că LCOI e un subiect foarte complicat, deci modul în care o calculezi și cum compari între țări, dar noi credem că ce veți acolo este rezonabil de adevărat, poate fi luat în calcul, și ce vedem acolo este că primele trei tehnologii ca și cost sunt vântul și PV-ul la scară industrială. Lucrurile astea nici nu mai sunt, la ora asta există și un raport al Comisiei Europene care arată cam la fel, și care de fapt traduce în ce ar însemna decizie strategică, la ce ar trebui să ne uităm. Ar trebui să ne uităm la maximul posibil de resurse regenerabile. Nu pentru că sunt la modă, nu pentru că sunt, pentru că cele mai ieftine. La ora asta, energia produsă pe calcule, pe LCOI, făcute de mari firme, Lazar. Deci eu nu mai am ceva dubii pe subiectul ăsta. Poate că în România sunt mici modificări de cifre, dar astea sunt calculele. Urmează hidro, care e tot verde. Mă rog, complicată partea de dezvoltare de proiecte noi de hidro. Vedem acum ce se discută în spațiu public. Adică, în teorie, e o opțiune, în practică, foarte complicată cu legile de mediu. Și urmează CCGT-ul. Și ulterior nucleară. La CCGT o întreagă discuție, cifra corectă zilele astea e mai degrabă spre capătul intervalului, adică spre 90, dintr-un motiv foarte simplu. Și mă întorc la raportul Draghi. Costurile variabile conțin CO2. La CCGT numai alea sunt, să zicem, că emisia e de 0,4 pe megawatt, 4,9,36, deci ai 40 de euro pe care îi plătești doar pentru că există și arzi.
Restul e costul tehnologiei. Deci, probabil că e spre 90. Cam așa arată ordinea de mediu. Asta ar trebui să fie primul criteriu. Cum scoatem cea mai ieftină energie? Al doilea criteriu este efectul curbei de învățare. Ar trebui să ne gândim că sunt tehnologii în lista aia în care unele au ajuns la maturitate, e greu de crezut că vor scădea costurile semnificativ și aici vorbim în special de primele două care nu sunt verzi, CCGT-ul și nucleara. La nucleară, din păcate, se pare că ordinea e chiar inversă. Din cauza noilor cerințe de mediu pe taxonomia europeană, costurile n-au cum să scadă, pentru că există obligația depozitelor pentru rezidurile de nivel 3. Singura tehnologie care are un efect spectaculos de scădere a costului, și o vedeți în graficul din dreapta jos, este PV-ul. Ea pare să fie vedeta. În ultimii 10 ani de zile, minus 80% în costuri. De asta și explodat, pentru că pare că la momentul ăsta chiar și pe România, dacă te uiți la LCOE-uri, pare că PV-ul are un ușor avantaj. Al treilea criteriu, timpul de realizare. E greu să sper că vei stabiliza piața de energie și mă întorc la discuția de mai devreme. Când te gândești la tehnologii care au termen de punere în funcțiune peste 10 ani, peste 10 ani trebuie să trăim acum și să fim competitivi acum. Al patrulea, care cred că a devenit extrem de important odată cu lecția dată de Putin, costul și mai ales controlul asupra materiilor prime. Ăsta e unul din marele avantaje ale energiei regenerabile. Nu are nimeni cum să rezolve cu un monopol prețul prin gătuirea producției, etc. E imposibil. Și ultimul lucru despre care nu prea se vorbește, nu am găsit multe referințe la subiectul ăsta, este ceea ce noi numim efectul de democratizare al pieței. Marele avantaj al regenerabililor este că, în general, sunt capacități relativ mici și distribuite, comparat cu marele capacități clasice. Ori asta e, de fapt, esența unei piețe funcționale. Mulți care se bat pe vânzarea în piață, asta poate scădea prețul energiei pe termen scurt, pentru că asta e teoria economică a competitivității. Dacă ai 2-3 mari producători, cumva ei se vor întâlni la preț mult mai ușor decât dacă ai 10 de producători care au investit și vor să recupereze relativ repede. Ei vor pune presiune pe preț. Pe criteriile astea, dacă mergem mai departe, și mai sunt doar două slide-uri, da, sigur, vă rog. Mai că nu prea am... E ok. Să-l iertăm pe domnul Cătălin, pentru că are multe de spus așa. Mai aveam doar două slide, dar cum vreți. Ok, deci foarte repede înainte. Da, cu ăsta se întâmplă ceva. Are un delay. Ok. Deci concluzia este că ne trebuie RES, nu pentru că sunt la modă, ci pentru că sunt cele mai ieftine ca tehnologie și pentru că efectul curbei de învățare și democratizare ar trebui să rezolve problema prețului pe termen lung în condiții de liberalizare, nu de intervenția statului. Călin, putem să discutăm cu argumente. E părerea mea. Și acum ne întoarcem la CFD, pentru că e centrală. Ca să faci lucrurile astea să înceapă să se miște, trebuie să ai nevoie de un moment care repornește industria aia care în 2014 a fost practic pusă pe hold. Și ce arată schema actuală este că, dincolo de idee, care este absolut ok și care, de care era nevoie, indubitabil. Deci avem nevoie de o schemă de CFD ca să relansăm cumva partea de producție. Sunt câteva lucruri care nu se potrivesc foarte bine cu principiul schemei de CFD. Fundamental, fără să intrăm în multe detalii, o schemă de CFD face un singur lucru. De fapt, două lucruri importante. Unu, dă predictibilitate investitorului pe recuperarea investiției în condițiile în care ajutorul, adică valoarea pe megawatt pe care o primești, implicit prețul energiei în piață, este licitat. Există o licitație în care, în teorie, se obține cel mai bun preț. Și aici, la partea de predictibilitate, noi vedem cel puțin, între timp au mai apărut, la zilele astea se explică cum va funcționa efectiv schema, pentru că urmează aplicația, cred că săptămâna viitoare,
sunt cel puțin 6 prevederi care cred că aduc destul de multă incertitudine. Prima este suspendarea oricând ai schemei. La solicitarea Comisiei Europene, schema poate fi oricând suspendată, sigur. Comisia Europeană de obicei nu ia decizii așa, arbitrare, sunt analize făcute, dar există riscul ăsta. Ăsta se combină cu un alt risc mare, și anume suspendarea schemei în intervalele cu prețuri negative, pentru că apare o întrebare legitimă. Ok, și dacă îmi găsesc o formă, un PPA, în care în perioada aia vând cu 0,01, atunci iau 80 și, să vedem, 80 de euro pe megawatt, dacă scad sub 0,01, nu mai au nimic. Nu prea funcționează ca logică economică, pentru că e ușor de ocolit. Recalcularea prețului, și asta cred că, după mine, asta e cel mai mare risc, pentru că ne întoarce la povestea anilor 2013-2014, când o autoritate ex post poate modifica prețul de referință pentru că așa consideră. Din păcate, la ora asta nu există niciun fel de limitare a intervenției ANRE-ului în situația în care consideră că prețul de referință al schemei trebuie modificat. E doar un principiu. Dacă tot pui o prevedere astfel de dură, ar trebui probabil să ai și un minim de principii în care intervenția se poate face. Vezi situația în care nu i-a dat o modalitate de a interveni în piață când se consideră că prețul gazului are razna. Și anume, medii trimestriale, alunecătoare, etc. Adică există o referință la piață peste care se consideră că prețul devine aberant, că nu mai e competitiv. La noi nu există decât un principiu. Poate interveni când crede că se întâmplă. E cam puțin. Un alt pericol mare, pentru că de aici am ajuns în 2013 la situația, practic, suspendării schemelor, finanțarea parțială de către consumatori. Adică, dacă banii care vor fi alocați din grantul UE nu ajung, diferența se duce între consumatori. Și vă aduc aminte, noi am ajuns în situația asta pentru că la un moment dat s-a creat percepția publică că se plătește prea mult pe certificate verzi și trebuie rezolvată cumva. Și atât de bine a fost rezolvată, vă spun din memorie, cred că prețul este de vreo 3 ori mai mare decât în 2014. Motivul nu erau certificatele verzi. Motivul pentru care suntem unde suntem este lipsa de capacități de producție. Nu există pe piață suficientă producție, de consecință prețurile sunt unde sunt. Și ultimele două, se pot, asta e foarte gravă, există situații în care se pot modifica contractele de CFD ex post. Adică ne înțelegem, semnăm un contract, ne apucăm de investiție, după care, după un an, doi, trei, aflăm că, de fapt, o mai valabil contract. La fel de puțin explicat ca principii. Și ultimul, e un mecanism foarte complicat de împărțirea profitului în cazul contractelor pe termen lung. Aici doar o idee vreau să spun. Noi avem tot interesul să stimulăm, ca de altfel în toată Europa, contractele de tip PPA. De ce? Pentru că ele, ca și CFD-ul, dau șansa de a aduce producători în piață. În clipa în care pui condiții foarte complicate de profit sharing pe scheme, din nou îi limitezi practic investitorului opțiuni. Nu mai insist, trec repede la concluzii. Concluziile sunt că da, se pare că da. Nu, că într-un sens merge, când te întorci nu merge. În trei idei, avem nevoie de energie regenerabilă nu doar pentru că trebuie să respectăm principii de sustenabilitate, ci și pentru că restul de criterii, realizarea rapidă, controlul materiei prime pe preț, prețul de trend descrescător al tehnologiei, ele fundamental rezolvă problema securității energetice, adică a producției suficiente la un preț accesibil. A doua, din slide-ul anterior, există un risc ca schema de actuală de CFD să nu-și atingă obiectivele și nu vorbesc neapărat de licitația de anul ăsta. Va trebui să ne uităm după ambele licitații dacă am reușit să închidem contingentele de putere la prețuri foarte bune. Și cred că ultima concluzie care se aplică industriei astea de prea multă vreme, din păcate, avem oarecare
mai mult sau mai puțin, de la caz la caz, lipsă de ce înseamnă principiile încurajării investițiilor acolo unde interesează, și anume predictibilitate, transparență și stabilitate. Lucruri care sunt esențiale ca să nu ajungem în situația în care suntem, și asta înseamnă practic că probabil din nerespectarea acestor trei principii suntem în situația în care nu avem capacități puse în funcțiune. Din 2014, repet, cu excepție care are explicațiile ei, și anume MV Petrom. Mulțumesc frumos!